Astăzi m-a adus bratul la Dunăre, dar din păcate nu să-mi dea o ciorbă de pește, ci ca să-mi prezinte un Range Rover nou. Se numește Velar. Mă, băiatule, am și o întrebare. Ce mașină e asta Velar Morghulis asta? Velar este SUV-ul Range Rover, cu 43 de centimetri mai lung decât Evoque și cu 4 cm mai scurt decât Range Rover Sport. Dar, atenție, acest First Edition Super Mega Full cu 300 de cai diesel costă 110.000 de euro cu TVA. Da, mă, băiatule, da, măcar arată spectaculos. La fel ca și exteriorul, interiorul lui Velar este pur și simplu fantastic. Și nu mă refer numai la materiale, finisaje și design, ci în special la tehnologie. În loc de ceasurile de bord pe care deja le știm de la toate mașinile din lume, poți să ai un instrumentar de bord complet digital, configurabil din meniu. Vezi doar ce vrei tu. Pe volan ai butoane care răspund la atingere, dar pe care poți să le și apeși. Dacă te sună cineva, nu apeși pe acest buton. Se schimbă aici configurația și poți să răspunzi sau să respingi apelul. Dar, în partea centrală, avem primul display, noul sistem de infotainment. Aici poți să reglezi acest ecran după cum vrei tu. Meniul este complet nou, tot sistemul este complet nou și în sfârșit arată așa cum trebuie și pentru prima oară într-un Range Rover, lucrurile astea răspund la atingere așa cum trebuie. Dar ceea ce îți atrage atenția în mod deosebit este partea asta centrală, unde ai o unitate de control cu touch, dar și cu butoane rotative. Poți să-ți dai din ele temperatura, poți să te duci să-ți răcești sau încălzești scaunul, poți să apeși, să rotești și desigur de aici poți să umbli la sistemul de control al suspensiei și al accelerației, al motorului Terrain Response 2 și programele sale geniale. Desigur, tot de aici poți să ridici sau să cobori mașina, care are suspensie pneumatică. Desigur, există și chestii perfectibile, sau mă rog, în care îți prinzi urechile. Spre exemplu, manevrarea acestui buton cu touch de aici, de pe volan, cum să spun, ea e intuitivă așa, dar comanda uneori e luată, alteori întârzie. Pe mine mă mai, mă rog, pune pe gânduri și plasticul ăsta de aici. Și în momentul în care opresc motorul, am așa o problemă mentală, la fel ca bratul, când văd aici pe ecranul ăsta și pe ecranul ăsta toate amprentele care au fost vreodată în mașina asta. Aici mă simt foarte bine. Bancheta are șezutul foarte bine profilat, spătarul orientat fix cum îmi trebuie mie, loc suficient la picioare, loc suficient la cap. Iar aici e cum îmi place mie. Mai precis, avem 640 de litri disponibili pentru bagaje. Dar vă întreb eu, dacă eu aș veni acum cu un Dita mai Diamantanu să-l bag aici, ar trebui să-l ridic cam mult, nu? Dar cea mai mișto chestie la Velar Morghulis ăsta este că spală camera pentru marșarier. Fiți atenți! Stați un pic. Mai important și mai important este că Velar se conduce mișto. Iar asta se datorează în principal platformei tehnice din aluminiu, preluată de la Jaguar F-Pace. Desigur, asta nu înseamnă că Velar nu este un Range Rover adevărat, pentru că este totuși greoi la o masă proprie de 2 tone. Dar suspensia pneumatică îl ajută să fie confortabil, chiar și cu jante uriașe, indiferent de drum. Iar motorul de 300 de cai trage satisfăcător, într-un mod în care te gândești că este suficient și că ai făcut bine că nu ai cumpărat o versiune cu mai puțină putere. Putem spune că Velar este cel mai dinamic Range Rover existent pe piață? Da,
Având în vedere că stă pe șosea la fel de bine ca un Range Rover Sport echipat cu bare stabilizatoare active, direcția este mai precisă decât a fost ea vreodată la marca asta, iar felul în care te simți la volan nu te dezamăgește. Merită mașina asta peste 100.000 de euro cu TVA așa cum este ea echipată aici? Pentru cum arată și cum te simți în ea? Clar da! Pentru cum se conduce? Da, și pentru cum se conduce. Pentru că uitați-vă și voi cum arată.